Oamenii erau în stradă cerând transparență, oamenii erau în stradă cerând date deschise, un guvern mai deschis. Așa mi-a venit ideea de a construi Code for Romania. Sunt Bogdan Ivanel, am 34 de ani și sunt fondatorul și președintele Code for Romania. Prima soluție pe care noi am construit-o în 2016 era o soluție de care aveam și noi nevoie atunci, cei care locuiam în diaspora. Era primul an în care românii din străinătate trebuiau să se înregistreze ca să poată vota. Era un proces nou, era un proces foarte birocratic pe care foarte puțini îl înțelegeau. Țin minte că Ministerul de Externe al României a publicat un ghid de 38 de pagini despre cum pot să votez în străinătate. Ce am făcut noi prin Vot Diaspora a fost să transformăm ghidul ăla de 38 de pagini în câțiva pași pe care puteai să îi parcurgi într-un minut jumate. Am crescut într-o familie foarte civică, lucru care probabil are o influență majoră în cine sunt azi. Lucrul ăsta s-a reactivat în 2015 ca urmare a tragediei de la Colectiv. Ca rezultat al corupției și neglijenței politicienilor și infrastructurii și serviciilor din România, a fost un moment de deșteptare și pentru mine și pentru mulți alții din România. A fost un punct de turnură. Oamenii erau în stradă cerând transparență, oamenii erau în stradă cerând date deschise, un guvern mai deschis. Așa mi-a venit ideea de a construi Code for Romania. Code for Romania are în spate o comunitate de peste 2200 de voluntari. Asta înseamnă a doua cea mai mare comunitate de civic technology din lume. Aș spune tinerilor din Europa și din lume să realizeze și să realizăm împreună că multe dintre problemele pe care noi le avem, multe dintre problemele pe care Code for Romania le rezolvă zi de zi, nu sunt probleme ale României sau ale Franței sau ale Portugaliei, sunt probleme comune. Poluarea se manifestă la fel oriunde în lume. Dezastrele naturale se manifestă la fel oriunde în lume. Decăderea democrației, din păcate, se manifestă tot mai mult și la fel peste tot în lume și peste tot în Europa. Așa că s-ar putea să fie nevoie să nu mai căutăm soluții la nivel național și să începem să căutăm soluții la nivel european, la nivel internațional.